CS Turnul Severin a plecat azi la Ploiești, unde vineri cu începere de la orele 19 va întâlni Astra, un joc care poate sparge seria neagră a primelor trei etape. Un meci important prin prisma faptului că, în ciuda jocului foarte bun prestat în primele trei etape, nu am acumulat niciun punct în clasament. Este cu atât mai important cu cât noi căutăm cea mai bună variantă pentru a ieși din zona mincipurilor mișcătoare și aceasta nu sunt decât cele trei puncte puse în joc. Prin prisma jocului bun pe care l-am avut în primele trei etape, speranțe sunt pentru puncte de la Ploiești. Băieții sunt montați pentru a obține acest lucru. Nu agrem decât varianta victoriei, însă și un punct este foarte bun. Se pare că severinenii vor beneficia în curând și de două noi transferuri. Profesorul Marian Bondra l-a testat vreme de 10 zile pe Alexandre Durimel, fundașul central venit din Liga a doua franceză de la Amiens. În urma acestor teste a hotărât că este un jucător care poate face față la nivelul ligii întâi din România, astfel că am inițiat deja demersurile de a cere cartea verde pentru transferul internațional. Iar săptămâna viitoare îl vom și legitima la Liga Profesionistă de Fotbal. Plus că suntem foarte aproape de a parafa un nou transfer, încă un fundaș central tânăr cu experiență la nivelul primei ligi, un fundaș central de picior stâng, al cărui nume însă nu voi rosti până nu va semna și contractul. Sâmbătă vom avea vești foarte clare și din acest segment. Să credem în continuare în șansa echipei noastre, pentru că timpul le poate rezolva pe toate, chiar și problemele de lot. Și jucătorii de la CS Turnul Severin speră într-un rezultat bun, chiar dacă Milan Miti și cu echipierii lui n-au ajuns încă la biserică, așa cum zicea după jocul cu Concordia Chiajna, ei speră să vină și momentul primului rezultat bun din această ediție de campionat. Avem nevoie de puncte, mergem acolo să am puncte sau puncte, vedem. Sincer, în trei etape nu meritam să avem zero puncte, dar asta este. Mai ales în stilul în care ați pierdut cele trei jocuri, să fim realiști. Da, așa zic și eu. Eu zic că trebuie să vin și punctele și rezultate bune și puțin noroc. Asta. Și poate mai puține greșeli individuale, pentru că toate punctele au fost pierdute în ultima instanță pe niște greșeli individuale, să recunoaștem. Aveți dreptate. Emoționantă întâlnirea cu galeria, care arăta că iubitorii de fotbal cred în continuare în CS Turnul Severin, care, să recunoaștem, este singura echipă care ne mai aduce pe un teren de sport într-un oraș în care începem să trăim din amintiri. Jocul Astra Ploiești, CS Turnul Severin deschide seria jocurilor ce se vor disputa în cea de-a patra etapă a ligii întâi la fotbal. O etapă dominată de două jocuri, FC Vaslui Pandurii, ce se va disputa duminică, și mult discutatul Dinamo Rapid, programat până la urmă de LPF marți. În rest, din noile promovate, doar CSMS Iași joacă pe teren propriu, unde va întâlni un adversar de calibru, Petrolul Ploiești. Să urmărim însă programul jocurilor ce se vor disputa în cadrul etapei a patra a ligii întâi la fotbal. Jocul Astra Ploiești CS Turnul Severin se va disputa vineri de la orele 19. Înainte acestei etape, echipa noastră ocupă cu 0 puncte, din păcate, penultimul loc în clasamentul ligii întâi la fotbal. Ultima speranță pentru un loc pe podium la Jocurile Olimpice de la Londra s-a terminat astăzi, când în finala probei de canoe dublu pe 1000 de metri, cuplul Mihalachi-Liviu Dumitrescu a reușit un loc 7, departe de așteptările iubitorilor de sport. Evoluție slabă a fostului orșovean Liviu Dumitrescu, laureat la mondialele și europenele disputate în anii anteriori, dar cu o clasare mult sub așteptări în finala de azi. Cred că este cea mai slabă ediție pentru caiac, canoe, dar și pentru canotaj, comportarea sportivilor români trebuind să dea serios de gândit mai marilor federațiilor de specialitate.